on the beat. Tu ce mai faci? Bine, lucrez. Lucrez în studio, ies puțin din studio, chiar acum mă duc la o sesiune de scris. Ne pregătești ceva nou? Sigur, mereu pregătesc ceva nou. O să lansez o piesă foarte curând, se numește Insta sau Ia poartă hainele sau ceva mai bun. După care urmează Cel mai bun prieten. Am dat live-urile deja pe YouTube, să intrați, să vă uitați, să comentați. Și sper că așteptați piesele astea la fel cum le aștept. Știu că nu așteptați, habar n-aveți de ele, dar eu vă zic așa, că așa vorbește un artist la cameră. Sper să vă placă la fel de mult cum îmi place și mie. Ce mai faci? Ce mai fac? Ce să fac? Urmează să scot două clipuri acum. Am lansarea pe 6 mai. Și am colaborări pe albumul meu care o să iasă pe 1 iunie. Și nu e așa că ne chem și pe noi la lansare? Bineînțeles. Yes. Atât am vrut să aud. Gata, am luat cheie. Hey. Tu cine mai pregătești? Păi, pregătesc chiar acum un single nou. Foarte curând o să lansez. Un single cumva un pic diferit de ce a fost până acum. Deci nu gata baladele. Mergem pe ceva mai de vară, mai relaxant, mai distractiv, așa că abia aștept să o auziți și să o luați și pe TV, să o vadă lumea, pentru că o să fie clipul foarte, foarte tare. Eu sunt în turneu acum, prin toată țara cu La Măcrimă și pregătim să scoatem clip la single-ul Dance, un single foarte așteptat de fani. Și mai am un EP surpriză neanunțat foarte curând, da.